Foarte bine, dar ce frumoși mei au fost! Deci v-a plăcut aia, e foarte super! Deci haideți și veniți de floricele dacă toți suntem aici așa, haideți! Doamne, Barbie, revină-ți! Tu că ești la balul de anul trecut! Scuză-mă, Kim, am rămas blocată în clasa nouă! Haideți să ne concentrăm, pentru că urmează... Cel mai important moment al serii, decernarea premiilor. Ce zici, Barbie? Cine va câștiga? Eu nu pot să aleg, îi îndrăgesc pe toți. Dar Ana totuși a reușit să-mi ia o decizie ajutată de juriul nostru minunat, format din Srećko! Anita! Anita! Ana! Ana! Pintea și Gigi! Aplauze pentru ei! Aflăm care sunt câștigătorii? Da! Nu vă auzim, sunteți gata să aflăm care sunt câștigătorii? Da! Atunci să invităm în scenă, pentru ultima oară, cu aplauzele dumneavoastră, Bobocii Colegiului Național Traian Alescu Reșița! Haideți, Bobocii! Să ne spună totuși ce decizie a luat. Sunteți pregătiți să o chemăm pe Ana? Da! Haideți să strigăm! Ana! Ana! Decizia corectă. Ana, și publicului au plăcut două păpuși. Poți să-ți alegi patru păpuși. Serios, mami? Păi dacă publicului au plăcut atât de mult și au reușit să vă uimească, îi prezint pe câștigătorii titlului de Miss și Mister Popularitate. Asistentele noastre să vină cu premiile. Poți să-i anunți acum. Oare cine vor fi, Doamne? Ați fost atât de talentați, dar jurul nostru încă se gândește. Haide, Ana, credeam că te-ai hotărât deja. De ce te lași atât de așteptat? Este foarte, foarte greu. Haide, ți-e încă o rând de amunat pentru bobocii noștri, poate se va hotărâ și Ana. Asistentele noastre să vină cu premii. Poți să-i... să vină plicul? Asistente, să vină plicul și premiile pentru băbăoci. Mister Popularitate de anul acesta este... Dragii mei, aplauzi încă o dată!
vor urma pasiunile. Își vor urma pasiunile? Ce frumos sună să-ți poți urma pasiunea! Știi, Ken, eu întotdeauna mi-am dorit să pot conduc Barbie-le! Sau, ba nu, să conduc Limefele! Să fiu doamna Luminița Proască! Și eu ce o să fac aici singur? Eu nu pot fi domnul Adrian Doxan! Sunt doar